Maiestatea cerului în lacrimi. Fiul Dumnezeului nemărginit, tulburat în duhul său, înconvoiat de chin sufletesc. Scena a umplut tot cerul de uimire, iar nouă ne arată păcătoșenia nespus de mare a păcatului, ne arată cât de greu este chiar pentru puterea infinită să-l scape pe cel vinovat de urmările călcării legii lui Dumnezeu. Privind către generația din urmă, Iisus a văzut lumea cuprinsă de o amăgire asemănătoare cu aceea care a dus la distrugerea Ierusalimului. Marele păcat al iudeilor a fost renegarea lui Hristos. Marele păcat al lumii creștine va fi renegarea legii lui Dumnezeu, temelia guvernării sale în cer și pe pământ. Preceptele lui Iehova vor fi disprețuite și nesocotite. Milioane de oameni aflați în robia păcatului, sclavi ai lui Satana, sortiți să sufere moartea a doua, vor refuza să asculte de cuvintele adevărului în ziua cercetării lor. Teribilă orbire, ciudată rătăcire. Capitolul Distrugerea Ierusalimului, pagina 16, Tragedia Veacurilor. Înainte de a deschide Sfânta Scriptură, vreau să vă spun că cuvintele acestea sunt inspirate de momentul în care Domnul Iisus Hristos plânge soarta Ierusalimului pe muntele măslinilor. Vă amintiți? Ierusalime, Ierusalim. De câte ori am vrut să te strâng cum strânge cloșca puii sub aripi și tu? N-ai vrut. Mai departe, iată că îi se lasă casa pustie. Se întâmplă ceva. Mântuitorul știe planul cerului în legătură cu poporul Israel. Mântuitorul știe. Poporul Israel știe. Poftiți? Știe? Da sau nu? Nu știe. Întrebare, sigur. Ar fi trebuit să știe? Le vorbise Dumnezeu prin prorocul Daniel. 70 de săptămâni de istorie au fost tăiate, puse deoparte pentru poporul tău. Har, 70 ori 7, 490 de ani de har, de la darea decretului pentru rezidirea Ierusalimului. Înainte de Hristos. La fel cu răspunsul Domnului Iisus Hristos pentru Petru. Doamne, de câte ori să ierpe fratele meu? De 70 de ori câte? 7, adică de câte ori? Păi de câte ori te-am iertat eu? Poți? Poți ierta? În seara asta nu voi vorbi însă despre iertare și nu vă voi invita la un studiu despre iertare. În seara asta vă voi invita la un studiu în legătură cu faptul acesta, așa anume, Mântuitorul știa. Poporul ar fi trebuit să știe. În realitate însă poporul nu știa. Titlul acestei meditații este foarte simplu. E bine să știi semnele vremurilor. De ce am hotărât să vorbesc așa? Am putea să punem titlul Trebuie să știți semnele vremurilor. Prea mult s-a folosit termenul trebuie. Azi e bine. Cu alte cuvinte, faci bine când știi semnele vremurilor. De ce e nevoie de treaba asta? Simplu. Pentru că din ce în ce mai mult se ridică voci care spun
Ce importanță are? Chiar trebuie să știm semnele vremurilor? Mi se spune și am repetat-o de foarte multe ori, însă mi se repetă lucrul acesta până la oboseală, și anume să fim noi gata. Și dacă suntem gata, oricând, Domnul poate să vină oricând. E corect? Sigur că e corect. Și atunci de ce Domnul ar dori să știi vremea în care ai fost cercetată? Din ce cauză? Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dar acum, zilele acelea sunt ascunse de ochii tăi. Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune, știi, acum nu mai poți să vezi, dacă n-ai văzut înainte, acum nu mai poți să vezi, e prea târziu. Zguduitoare această constatare. Noi avem impresia că vom putea vedea oricând. Noi avem impresia că vom putea vedea în orice situație. Vom putea vedea. Cuvântul lui Dumnezeu spune nu. Nu. Vor fi vremuri în care nu vom mai putea vedea. Ce se întâmplă când vezi? Ce se întâmplă când vezi? Textul spune, v-am spus toate aceste lucruri că atunci când se vor întâmpla să credeți. Ce se întâmplă când vezi? Se mărește credința. Ce se întâmplă când nu vezi? Sigur, te tulburi, te întrebi. Doamne ferește, dar te îndoiești. Și zilele și vremurile care sunt înaintea noastră nu sunt vremuri de semne de întrebare. Semnele de întrebare se pun mai devreme, argumentele trebuie căutate mai devreme, omul lui Dumnezeu trebuie să știe ce trăiește mai devreme. Atunci când se vor întâmpla, atunci e timpul să credem. Se vor întâmpla lucruri care vor clătina lumea aceasta, pe de-o parte, iar pe de altă parte vor întări credința oamenilor lui Dumnezeu în așa fel încât vor urî păcatul din rădăcină. Și evident, vor dori cerul. Se vor întâmpla lucrurile acestea. De asta vi le-am spus, zice Domnul Iisus Hristos. Bun venit în seara aceasta. Suntem la început de sabat. Avem nevoie de a intra în spiritul acesta, nu al vremii, ci în spiritul Dumnezeului acestei vremi. În seriozitatea ei, dacă doriți, în dramatismul pe care Dumnezeu îl simte atunci când separă oile de capre. Pentru că, vedeți, în ziua când va veni, va separa oile de capre din punct de vedere al judecății de execuție, dar practic Dumnezeu va decide cu mult timp înainte care-i capră și care-i oaie. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, fiți atenți că trăiți vremea judecății. E un soi de dramatism al acestor clipe. Este seriozitate în clipele astea. Trăim vremurile astea de acum în așa fel încât cerul întreg va vedea dacă noi suntem într-adevăr de partea lui Dumnezeu sau dacă suntem într-o altă parte. Și noi vom vedea același lucru. Noi, cu ochii noștri, ne vom vedea pe noi într-o parte sau într-alta. De asta Dumnezeu spune, de-ai fi cunoscut vremea cercetării. Trăim într-o vreme de cercetare extraordinară în care Dumnezeu se apleacă asupra noastră. Frumos,
cu drag. Încă ne caută, e mult har. Încă există chemări fantastice, posibilități extraordinare pe care Dumnezeu le are și se strânge harul. Ar trebui să cunoaștem vremea? E bine sau nu e bine? Suntem popor al profeției. Am învățat asta de la momentul botezului. Ne-am născut din profeție. Am învățat despre profeția aceea a lui Daniel de 2300 de seri și dimineți, care coboară în istorie de pe vremea perșilor până în ziua de azi. Undeva la jumătatea secolului XIX, profeția a rămas în urmă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu va mai fi timp măsurat. Și privim în urma noastră, că s-au dus mulți ani în urmă, și zicem, de acolo a început timpul nemăsurat. Așa e. Nemăsurat din punct de vedere al anilor, al profeției, dar măsurat din punct de vedere al judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu care ne judecă, ne cercetează, se uită la noi, ne caută. Ocazii de aur. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu scurt de tot în Matei, capitolul 16. Aș vrea să vă uitați puțin cu mine la context, dar haideți să începem cu textul care aș vrea să fie provocarea seriei acestea. Versetul 3, deci 16 cu 3. Ultima parte. Pățarnicilor, și le vorbește fariseilor în momentul acesta. Fața cerului știți s-o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Este una dintre mustrările Domnului Iisus Hristos foarte puternice pe care le face poporului său. Mustrare. În legătură cu faptul că ei și-au pierdut abilitatea de a citi ce? De a citi, poftiți? Profeția, semnele vremurilor. Haideți să stabilim, să rezolvăm un lucru. Cine se ocupă cu vremurile? Cine se ocupă cu semnele vremurilor? Când zice aici, semnele vremurilor nu le puteți deosebi, la ce se face referire? Semnele. Cine se ocupă cu semnele vremurilor? Oamenii se ocupă, adică oamenii provoacă semnele vremurilor. Nu. Cine provoacă semnele vremurilor? Dumnezeu, sigur că da. Cu alte cuvinte, Dumnezeu stabilește un limbaj. Dumnezeu hotărăște ca să facă anumite lucruri care să atragă atenția oamenilor, astfel încât omul să nu mai stea cocoșat așa privind la vârfurile pantofilor lui, ci dintr-o dată să ridice ochii spre cer. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați ochii spre cer. Adică
lucrurile astea care se întâmplă trebuie să mă facă pe mine și pe fiecare dintre noi să lăsăm partea asta orizontală, să o lăsăm în pace și să ridicăm ochii spre cer, să vedem cerul, pentru că Dumnezeu are ceva de spus acolo. Și dacă nu văd semnele vremurilor, vreau să vă întreb, unde voi privi? Dacă nu văd semnele vremurilor, unde voi privi? Poftiți? Nu voi ridica ochii spre cer. Și dacă nu-mi ridic ochii spre cer, rămân cocoșat în condiția mea și mă duc tot jos. Și mă ocup cu lucrurile mele de nimic. Și mă ocup cu problemele mele, că sunt o sumedenie. Și există înțelepciunea lumii acestea care va veni cu din ce în ce mai multe probleme și îmi va da de lucru și acum și mâine și poi mâine. Într-o singură situație vom reuși să ne ridicăm ochii spre cer. În condițiile în care semnele vremurilor, semnele acestea vor atrage atenția, preocuparea noastră mai mult la cer decât la pământ. Când veți vedea toate aceste lucruri, când le veți vedea, vă ridicați ochii în sus. Deci Dumnezeu trimite semne. Dumnezeu ne face semn cu mâna de la distanță. Ar vrea să-L privim în ochi, să-I vedem fața. Ar vrea să comunice cu noi. Și în timp ce Dumnezeu vrea să comunice cu noi în timpul acesta, noi ajungem la concluzia că, Doamne, prea mult ne ocupăm cu semnele cerurilor. Prea mult ne ocupăm cu profeția. Există oarecare problemă și aici. Dar aș vrea în seara aceasta să vedem rezolvarea lui Dumnezeu în legătură cu problema asta. Foarte interesant contextul. Cum de s-a ajuns ca Mântuitorul să vorbească despre vremurile, despre semnele vremurilor? Cum de s-a ajuns aici? Uitați-vă, vă rog, Matei, capitolul 14, pe aceeași pagină a Scripturii. Este la versetul 29, există titlul acesta, a doua înmulțire a pâinilor. Din această a doua înmulțire a pâinilor, când ucenicii au avut 7 pâini și puțin peștișori, asta ca să facem deosebire de cealaltă înmulțire a pâinilor, care este în Matei 14, unde a fost 5 pâini și 2 peștișori. Deci sunt două lucruri distincte, care se întâmplă nu la mult timp, unul după celălalt, cele două înmulțiri ale pâinii, dar suntem la a doua totuși. Versetul 32 spune, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, îmi este milă de gloata aceasta, căci de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi. Tare bun e Dumnezeu ăsta. Tare bun. După ce 3 zile i-a săturat cu mană din cer, cu cuvântul lui Dumnezeu, după ce 3 zile oamenii aceia au stat acolo împinși de Duhul lui Dumnezeu pentru ca să-și încarce bateriile cu puteri cerești, cu făgăduințele lui Dumnezeu, după 3 zile, Mântuitorul se uită și zice, vreau să le mai dau un dar. Și se îngrijește de trupul lor ca și de sufletul lor, arătând că Dumnezeu este Cel ce ne-a făcut și fizic și ne-a făcut și chipul spiritual. Și că se îngrijește de amândouă, întotdeauna. Și că atunci când spune pâinea și apa nu vă va lipsi, Dumnezeu se va ține de cuvânt pentru că El știe ce e treaba asta. S-ar putea întâmpla să stai o zi, două, fără pâine. Dar dacă vei sta o zi, două, fără pâine, atunci cuvântul lui Dumnezeu îți spune că Dumnezeu îți va da, în schimb ce?
pâine spirituală. Nu te va lăsa fără hrană. Dacă cumva nu-ți va da pâine din asta care s-o rupi și s-o mănânci, îți va da pâine din cealaltă și tot vei fi plin. Și tot vei fi plin. Mi-este milă de gloata aceasta. Vom reveni la textul acesta puțin mai târziu. Veți vedea că avem nevoie de el. A luat cele 7 pâini, spune versetul 36, a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt, a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodul. Tare frumos. În mâinile cui s-a mulțit pâinea? A fost 7 pâini. Domnul Iisus Hristos a trebuit să împartă pâinea la cât? La 12. Ucenicii la cât au trebuit să împartă? Mântuitorul s-a rugat și pâinea s-a mulțit în mâinile ucenicilor. Au trăit minunea. Cartea Hristos, Lumina Lumii spune: veniți cu pâinile voastre mici la Iisus Hristos. Veniți cu pâinile voastre mici la Iisus Hristos. Nu aveți pâini mari, nu aveți ceva extraordinar, dar alea mici, veniți cu ele la Iisus Hristos. Dați-le Lui spre binecuvântare și El le va binecuvânta. Iar voi le veți putea frânge mai apoi. Se vor înmulți în mâinile voastre. Frații mei, a fost o minune așa de frumoasă. Ca și prima dată, în versetul 39, spune: Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în partea cealaltă, în ținutul Magdalei. Și aici s-a întâlnit cu cine? Farisei și saduchei s-au apropiat de Iisus să-L ispitească. Erau oameni care nu participaseră la minune. Nu fuseseră binecuvântați. Nu trăiseră atmosfera respectivă. Nu simțiseră nimic din binecuvântarea cerului. Erau uscați. Erau uscați pe dinăuntru. Plin de invidie, plin de probleme. Și așa vin la Domnul Iisus Hristos. De ce? Să-L ispitească. Mai târziu, Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor: feriți-vă de aluatul fariseilor. Și aici, ca și prima dată, la mulțirea pâinilor, vă rog să observați în capitolul 14, prima mulțire a pâinilor, Mântuitorul pleacă, urmează umblarea pe mare a lui Petru, vă aduceți aminte? Și apoi, cei ce erau în corabie au venit, s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, vorbesc aici de prima mulțire a pâinilor, da? De capitolul 14. După ce au trecut mare, au venit în ținutul Genazaretului. Oamenii din locul acela cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile. Au adus la El pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Toți cât s-au atins, s-au vindecat. Versetul 15. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim, unde fuseseră oamenii ăștia? La Ierusalim. Ei nu fuseseră nici în partea cealaltă, nici la Genazaret. Nu știau nimic. Erau în afara acestei atmosferi mântuitoare. Ei veneau cu agenda lor și zic: de ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Și aici, în capitolul 15, ca și în capitolul 16, fariseii s-au dus să-L ispitească. Fariseii nu simțeau nimic din atmosfera asta a sufletului Domnului Iisus Hristos. Nimic. Și i-au cerut să-L arate un semn din cer. Păi bine, oameni buni, cu cât timp înainte Mântuitorul le împărțise 7 pâini la 4.000 de bărbați? Cu cât timp? Asta nu-i minune? Cu cât timp înainte făcuse încă o dată acest lucru, prima dată? Câte minune ai nevoie? Și atunci Mântuitorul le spune: știți, voi vreți un semn din cer, așa spun ei, sunt foarte specifici. Ei nu vor semne de pe pământ, cu mulțirea pâinii, cu... Nu. Ei vor să cadă foc din cer, ca pe vremea lui Ilie. Asta era
Asta era matricea în care gândeau ei. Și atunci Mântuitorul le spune, știți? Voi vreți foc din cer? Voi nu știți că în jurul vostru semnele vremurilor vorbesc mai puternic decât orice? Nu știți treaba asta? Nu știu cât a înțeles Sfântul Apostol Petru atunci aceste lucruri. Dar ceva mai târziu, Apostolul Petru vorbește credincioșilor și le spune așa, 2 Petru 1, avem cuvântul profeției sau prorociei mai tare. Mai tare decât ce? Decât ce? Și uitați-vă ce zice versetul 18. Noi înșine am auzit acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Și face referire aici apostolul Petru la muntele schimbării la față când au auzit cuvintele, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și cuvintele acelea reprezintă sigiliul Tatălui pus pe lucrarea Domnului Iisus Hristos. Clar, punct! Și Petru spune, nu, stai puțin. Mai puternic decât acest glas este cuvântul profeției la care face trimitere Domnului Iisus Hristos când vorbește despre semnele vremurilor. Pentru că semnele vremurilor trimit la cuvântul prorocii. Vreți înmulțirea pâinii? Ați avut-o. Nu-i destul? Dacă nu-i destul, atunci uitați-vă la prorocie. E cuvântul lui Dumnezeu, e voia lui Dumnezeu, este mersul lui Dumnezeu cu tine, prin viața ta, cu viața ta, în istoria ta, în omenirea ta. Te ia Dumnezeu de mână. Interesant ce spune aici Mântuitorul mai departe. Versetul 4. Un neam viclean și desfrânat cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Și aici, ca și la mulțirea pâinilor, evenimentul ăsta cu prorocul Iona este amintit de două ori. Odată în capitolul 12, de la versetul 38, și odată în capitolul nostru, capitolul 16, de două ori îl amintește Domnul Iisus Hristos. Numai că în capitolul 16, unde suntem noi, îl amintește întreagăt, lăsându-i pe ucenici să-și aducă aminte ce le spusese. Ce le spusese mai înainte în capitolul 12 cu versetul 38 mai departe. Același lucru, un neam desfrânat cere un semn, dar nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și mai departe spune, bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta. Pentru că bărbații din Ninive s-au pocăit, dar neamul acesta nu s-a pocăit. Spuneți-mi, vă rog, ce rost are acum când Domnul vorbește despre semnele vremurilor, semne profetice, ce rost are semnul prorocului Iona aici? Ce cată semnul prorocului Iona? Un gând care mă frământă foarte mult este următorul lucru. A fost înghițirea lui Iona de către chitul respectiv, a fost un semn? A fost sau nu? Vreau să vă spun că dacă n-ar fi zis Domnul Iisus Hristos treaba asta, mie nu mi-ar fi trecut prin minte. N-aș fi gândit așa. A fost un semn? Pentru cine? Pentru cine? Că zice semnul prorocului Iona. Este ca și cum Iona ar fi umblat cu el ca un steag. Semnul prorocului Iona. Și l-au cunoscut pe Iona ca proroc datorită faptului că a avut semnul ăsta. Pentru cine a fost semnul ăsta? Pentru Niniveni?
Pentru Iona? Foarte interesant. Însă ceea ce observ eu este următorul lucru, fraților. Iona n-a fost în stare să vorbească ninivenilor fără semnul ăsta. În primul rând, pentru Iona a fost un semn. O fi fost și pentru Ninive. O fi fost pentru toți oamenii care erau acolo. Dar în primul rând a fost un semn pentru el. Până la momentul acela, Iona n-a fost în stare să vorbească nimănui. Îl trimisese Dumnezeu? Da. A fost în stare să meargă? Nu. A fugit. I-a spus Dumnezeu că mai sunt doar 40 de zile și că cetatea va fi nimicită. Da. Semnul era. A vrut tare să fugă ca să treacă cele 40 de zile și să-i nimicească Dumnezeu. A vrut treaba asta. Dumnezeu l-a întors cu expresul, fraților. L-a întors cu expresul la misiunea lui. Știți, mă opresc gândindu-mă la noi. Cunoaștem semnele vremurilor? Le știm? De asta suntem aici. Și dacă le știm, ce? Iona le știa? Le știa că îi spusese Dumnezeu. Și dacă le știa, ce? Că a fugit, că n-a vrut. N-aș vrea să îl pun pe Iona într-o poziție negativă. Spre surpriza mea, faptul că Domnul Iisus Hristos vorbește despre Iona și spune semnul prorocului Iona, mă face să înțeleg că Dumnezeu i-a dat lui Iona o cunoaștere aproape unică a misiunii Domnului Iisus Hristos. Spune cum Iona a stat 3 zile în pântecele chitului, așa va sta și fiul omului în mormânt. Păi înseamnă că în momentul în care Dumnezeu a hotărât ca Iona să fie înghițit de pește, Dumnezeu l-a făcut pe Iona părtaș la o tipologie pentru ca Iona să înțeleagă ce? Poftiți? Să-L înțeleagă pe Iisus Hristos. Iona n-a fost doar să-L înghită peștele. Iona trebuia să înțeleagă vremea. Trebuia să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la el. Când se duce în Ninive, trebuia să se ducă cu Spiritul lui Iisus Hristos. Trebuia să se ducă cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Trebuia să se ducă cu viziunea lui Iisus Hristos. Așa trebuia să se ducă acolo. S-a dus Iona așa? Poftiți? Cu toate astea, Domnul Iisus Hristos îl folosește ca tipologie și spune Iona. Discutând cu soția mea după amiază aceasta, problemele astea, mi-a atras atenția asupra unui lucru și anume, când a înțeles Iona Spiritul lui Iisus Hristos? În momentul în care se supără că i s-a uscat curcubetele, l-a înțeles pe Iisus Hristos? Când l-a înțeles pe Iisus? Vă aduceți aminte? Să nu fie milă mie de 120.000 de oameni care nu știu să despartă stânga de dreapta. Și se încheie cartea lui Iona. Când l-a înțeles pe Iisus? Auziți? Capitolul 15 cu 32. Mi-este milă de gloata aceasta, spunea Mântuitor. Ăsta e el. Mi-este milă de gloata asta. Mi-este milă de Ninive. Ție nu ți-e milă? Îi spune lui Iona. Întrebare. Dacă știi semnele vremurilor, ți-e milă? Dacă știi semnele vremurilor, cui vorbești? Dacă știi semnele vremurilor, la cine te duci? Ce faci cu Ninive? Apropo, când Domnul Iisus Hristos le spune semnele vremurilor nu le puteți deosebi, cui vorbește Domnul Iisus Hristos? Cine nu putea deosebi semnele vremurilor? Capitolul 14 spune ei s-au pocăit
Dar voi nu vă pocăiți, le spune vremii de atunci, oamenilor vremii de atunci, le spune generații respective. Ce comparație extraordinară! Și aici este unul mai mare ca Iona. Iona a fost trimis la Ninive. Iisus Hristos, Dumnezeu, a venit în mod personal ca să vorbească pământului acestuia și n-a priceput. La final, Iona este chemat din nou să aibă milă. Degeaba. Degeaba, dragii mei, cunoaștem vremurile cerurilor dacă nu ne este milă. Degeaba. Nu vreau să ne autoflagelăm, nu vreau să ne autoincriminăm, nu. Dar este vremea să ne întrebăm, Doamne, dacă știm vremurile și semnele vremurilor, atunci care-i câștigul? Cu ce suntem altfel decât toți ceilalți? Mă voi opri aici. Dumnezeu să ne cerceteze pe noi care cunoaștem atât de mult, care suntem chemați la o experiență atât de puternică cu Dumnezeu. Pentru că în vremea asta să știm care este voia lui Dumnezeu în legătură cu noi. Amin. Subiectul îl vom continua mâine dimineață. Aceasta a fost prima parte. Vom continua cu încercarea de a găsi răspunsul în legătură cu provocarea lui Dumnezeu pentru noi, generația vremurilor speciale pe care le trăim. Acum, fiind o vreme de închinare, vă invit să cântăm și să ne rugăm împreună.